Un lider înțelept are în minte câteva lucruri esențiale. Și un prim lucru esențial pe care un lider îl are în minte, în slujirea pe care o are, este să învețe din lecțiile trecutului. În același timp, liderul înțelept este cel care este puternic ancorat în realitățile prezente, știe să trăiască în prezent și nu mută comunitatea în trecutul lui pentru că acolo a fost el confortabil, ci el se adaptează prezentului. Poți să-mi reduci puțin că face foarte mare microfonie și nu mai știu pe unde sunt. Sau vorbesc o dată și aud de două ori. Suntem ancorați în prezent, trăim în prezent și trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, care este gata să dea răspunsuri pentru prezentul în care slujim, nu să mutăm comunitatea într-un trecut la care am avut răspunsurile, ci să fim oameni curajoși care să confruntăm prezentul și să căutăm și să cerem de la Dumnezeu răspunsurile pentru prezentul în care ne aflăm. Dar tot acest lider înțelept este liderul care are o imagine posibilă a viitorului. Spun posibilă pentru că atunci când ne referim la viitor, nu ne referim la o certitudine, ci la o posibilitate. Ce înseamnă ca liderul să aibă o imagine posibilă a viitorului? Însemnează să slujească motivat, da, sau având în minte această decizie puternică că vrea să termine bine alergarea. Aceasta trebuie să ne motiveze pe noi ca lideri. Să decidem că vrem să terminăm bine alergarea. A pus cineva întrebarea ce înseamnă să termin bine alergarea, și să terminăm bine alergarea nu înseamnă nici să terminăm construcția, nici să rămânem sănătoși pentru nu știu cât timp. Să terminăm bine alergarea înseamnă ca la sfârșitul alergării noastre să-L iubim pe Hristos mai mult decât L-am iubit la începutul ei. Asta înseamnă să-mi termin bine slujirea. Să-L iubesc pe Hristos mai mult la sfârșitul slujirii mele decât L-am iubit când mi-am început slujirea. Știu că pentru mulți sună greu lucrul acesta, pentru că slujirea te epuizează, te șlefuiește, te șifonează de multe ori, te trece prin situații deloc plăcute, ești expus de multe ori, se spun jumătăți de adevăr despre tine, îți găsești tot felul de prieteni care au grijă de lucrul acesta și nu e așa că ne vine de multe ori să cam dăm de pământ cu toate, dar motivați de faptul că în primul și în primul rând, în slujirea noastră, contează părtășia și relația mea cu Dumnezeu, voi ști atunci că vreau să termin bine slujirea. Așa nume, aceasta ține nu de rezultate, ci de relație. Să-L iubesc pe Hristos. Vă rog, puneți în suflet acest prim lucru în seara aceasta. Când vom termina, nu știm când vom termina, ca mâine poate, dar atunci când Dumnezeu va decide să-L iubesc pe El mai mult decât atunci când mi-am început lucrarea. Deci, să aibă imaginea aceasta posibilă a viitorului, să aleagă să termine bine lucrarea, apoi, gândindu-se la viitor, să asigure continuitatea slujirii, să asigure continuitatea slujirii fără a supune biserica la crize majore. Aceasta însemnează să fim lideri înțelepți. Să avem o perspectivă a viitorului și din timp să pregătim lucrurile ca atunci când vom ieși din scenă să nu aruncăm bisericile pe care Dumnezeu ne-a chemat să le păstorim în crize majore. Și tot gândindu-ne la viitor, să ne asigurăm că dinamica locului slujirii va rămâne pe un trend ascendent chiar după ieșirea mea din scenă. Foarte mulți slujitori egoiști, orgolioși, planifică ieșirea din scenă astfel încât să simtă biserica că a ieșit. Dragii mei, ăla nu-i un om înțelept, nu-i un lider duhovnicesc, cel care își marchează ieșirea, așa să fie un pic de criză, măcar să simtă oamenii că nu mai sunt eu acolo. Un lider înțelept, gândindu-se la viitor, planifică din timp ieșirea lui din scenă, astfel încât dinamica bisericii să rămână cu cel puțin un asemenea trend ascendent. Am o bucurie să vă spun, și anume chiar ieri, venind dinspre București, am stat pe telefon aproximativ o oră cu Florin Burcă, pastorul
fostul păstor asistent, care este păstorul principal acum a bisericii din Kitchener, pe care am plantat-o și am păstorit-o timp de 16 ani. Prin întoarcerea mea în România am făcut switch, dar l-am așezat pe Florin Burcă, păstor principal, și Domnul m-a călăuzit, nu este timpul să vă povestesc acum, să vin în România. Și discut, vorbesc des cu Florin, el se consultă tot timpul cu mine, mă mai întreabă, și l-am întrebat cum este așezată biserica. Și mi-a zis: Ion, ce ai construit o biserică cam mică. Ei, când m-am întors eu în urmă cu vreun an și jumătate, biserica mai încăpeau, avea locuri libere. Da? Și acum, zice, nu mai încap în biserică, se stă pe hol, se stă în basement, ai construit o biserică cam mică. Primul instinct omenesc a meu a fost: bă, stai un pic, am fost un dop acolo sau un păstor? Da? Și după aceea mi-a venit imediat un alt gând și am zis: cât de bucuros pot să fiu că dinamica bisericii nu a continuat, are un alt trend, o altă dinamică. Am mulțumit Domnului, vă spun în numele Domnului, am mulțumit Domnului pe mașină că Dumnezeu știe să-și onoreze lucrarea. Deci, raportându-se la timp, liderul înțelept știe să învețe lecțiile trecutului, este puternic ancorat în prezent și are o imagine posibilă a viitorului. Pe de altă parte, succesul lucrării noastre nu stă atât de mult în cum ne vor evalua oamenii ultima lună de slujire, ci cum vom transmite generației care vine după noi o privire de ansamblu asupra slujirii. M-am gândit la relația dintre Ilie și Elisei. Eu, dacă aș fi fost în pielea lui Ilie, poate că m-aș fi gândit: domnule, cât de credincios sunt înaintea lui Dumnezeu să mă duc și să-i prezint înaintea lui mantaua, nu? Duc mantaua cu mine în cerul și zic: uite, Doamne, asta e mantaua pe care Tu mi-ai dat-o, am purtat-o cu credincioșie, vreau să o păstrez amintire pentru toată eternitatea de acum, nu? Măcar că, vedeți, Ilie ar fi putut să dea mantaua și la altcineva. Avea șansa să-i o lase la Elisei sau putea să o ducă în ceruri, să o arate înaintea sfinților mantaua lui Ilie, nu? Și apoi să-i o dea unuia dintre apostolii Domnului când va veni pe muntele schimbării la față. A? Ce fain era să dea Ilie mantaua la Petru sau la Ioan, a? La grupul, unul din grupul intim al Domnului. Nu, Ilie a știut că trebuie să învețe și a învățat să predea mantaua sau mantia, cum vreți să-i spuneți. Cred că aceasta este una dintre problemele pe care nu doar noi în România le avem. Pretutindeni este problema aceasta. Oamenii, cu cât se gândesc mai târziu la faptul că trebuie să predea mantia, cu atâta simt că li se potrivește mai bine. Mai că ar duce cu ei în ceruri. Am zis deseori lucrul acesta: nu cred în două feluri de slujitori. Nu cred în slujitorii care intră în slujire fără să fie mentorați și nu cred în slujitorii care ies din biserică cu picioarele înainte de după amvon. Sunt două tipuri de slujitori care n-au priceput și n-au înțeles ce înseamnă slujirea cu adevărat, mentorarea și credincioșia față de Dumnezeu. A înțeles că succesul lucrării lui înseamnă să dea mantaua sau mantia lui Elisei. Dar putea să devină, știu eu, supărat, necăjit. Vă dați seama, să-l audă pe Elisei că el vrea dublă putere din ce a avut Ilie. Păi puneți-vă în pielea lui Ilie. N-ați fi fost jigniți de ucenic să zică: știi ceva, nu-i suficient cât a avut ăsta altă înaintea mea. Eu vreau de două ori. Adică, Ilie, ai fost bun, dar cam la jumate. Eu vreau dublu ca să fiu suficient. Nu interpretez în felul acesta, nu aceasta este cheia în care Elisei a cerut putere dublă,
ci eu văd în această cerere a lui Elisei, în relația aceasta de mentorare între Ilie și Elisei, prin această predare a mantiei, eu văd modestia și realismul cu care Elisei a privit lucrurile. Doar două interpretări pot să am aici. Sau Elisei a priceput că este de două ori mai slab decât Ilie și de aceea are nevoie de două ori puterea lui Ilie. Sau o altă înțelegere este că generația lui este de două ori mai stricată decât generația lui Ilie și are nevoie de o putere dublă să facă față realităților la care el va sluji. Oricare dintre acestea se potrivesc și le primește. Și sunt consemnate de două ori mai multe minuni pe care Elisei le face decât le-a făcut Ilie. Acum, biserica revigorată este... Ceva se întâmplă cu PowerPoint-ul ăsta, dar e ok. Bun. O să vă explic eu cam despre ce e vorba. Da, trebuie revigorat departamentul tehnic din Biserica Speranța. Avem, da, ca să pornim de la firul ierbii și vreau să așez în această seară câteva principii pentru ceea ce va urma în zilele care urmează. Biserica se va putea revigora doar într-un singur mod, și anume înțelegând și trăind parteneriatul dintre credincioși și Duhul Sfânt. Eu nu văd o altă cale. Biserica se va revigora doar înțelegând și practicând parteneriatul dintre credincioși și Duhul Sfânt. De aici se nasc două nevoi fundamentale. O primă nevoie fundamentală pentru o biserică revigorată este învățătura. Iar a doua este dinamismul. Învățătură și dinamism. Două nevoi fundamentale. Vedeți? Aceasta este imaginea corăbiei. O corabie are două elemente cheie ca să o țină în echilibru și ca să o miște. Deci o corabie trebuie să și stea în echilibru, să se și miște. O corabie, ca să stea în echilibru, are nevoie de o greutate undeva în cală, vă știți mai bine acolo că le vedeți mai des, o greutate în cală, orice vânt vine, merge până la orizontală și iară se ridică. De ce? Pentru că are undeva la bază o greutate care o ține în echilibru. Asta e învățătura. Asta e învățătura care ne ține în echilibru. Dar corabia trebuie să se și miște. Nu-i suficient să zici, domnule, uite, noi nu ne răsturnăm. Da? Nu, e mișcare fără deplasare. Asta e mișcare fără deplasare. Dacă este o biserică exclusiv orientată pe învățătură, acesta este riscul. Mișcare fără deplasare. E ca și poporul Israel în pustie. S-a tot învârtit 40 de ani, s-au tot mișcat 40 de ani, dar nu s-au deplasat. Mișcare fără deplasare. Ca să putem să ne deplasăm, avem nevoie de cel de-al doilea element, și anume de pânză. În care, haideți să avem și imaginea aceasta ruah a Duhului, care vine și suflă în pânza bisericii, în corabia bisericii, stă în echilibru prin învățătură și se mișcă prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta este biserica, de aceea avem nevoie de ambele componente. Învățătură și dinamism. Biserica este revigorată pornind de la individ înspre comunitate. Nu putem să spunem, nu știu ce se întâmplă cu biserica asta, nu se revigorează, nu se mișcă, parcă toate sunt țepenite. Dragii mei, lucrurile funcționează altfel, de la individ înspre comunitate. De aceea rugăciunea mea, mai mult decât Doamne revigorează bisericile din care am venit noi, ar trebui să fie rugăciunea noastră, Doamne, revigorează-ne pe noi și să fim agenți ai revigorării bisericilor în care vom merge înapoi. Și mă rog Domnului în aceste zile cât stăm împreună, dar să ne revigoreze Domnul, astfel încât prezența noastră în biserici să nu numai să treacă neobservată, să nu poată să fie neobservată. Amin. Deci, de la personal, da, spre corporativ.
Apoi, biserica este revigorată când sunt împărtășite resursele divine. Și aici sunt două sensuri. Cum sunt împărtășite resursele divine în biserică? Prin ucenicie și prin mentorare. Vei spune, dar nu e unul și același lucru? Din punctul meu de vedere, fac distinție. Eu fac distinție între ucenicie și mentorare. Ucenicia este procesul prin care un credincios matur îl ajută pe un începător cunoașterea, înspre cunoașterea și ascultarea de Dumnezeu. Da? Cunoașterea și ascultarea de Dumnezeu a începătorului. Pe când mentorarea este un proces relațional, este un proces prin care o persoană îl împuternicește pe altul sau pe alții prin împărtășirea resurselor divine. Un ucenicizator lucrează la formarea voinței și a disciplinei personale a noului convertit, în vederea ascultării de Hristos, pe când un mentor lucrează într-o manieră individualizată, într-un proces elaborat de modelare, de încurajare, de corectare, de confruntare, de împuternicire a viitorilor slujitori. Deci, ucenicul lucrează cu noi convertiți, mentorul lucrează cu viitori slujitori. Cu alte cuvinte, un mentor are în vederea formarea ființei, da? Este un aspect ontologic, adică a ceea ce suntem, astfel încât să ajungem la dimensiunea funcțională, sau cum spunem noi, epistemologică, la modul în care funcționează cel transformat, în vederea formării generației viitoare, în care să se reproducă valori și abilități. Valorile și abilitățile de la o generație la alta. Spunea cineva, și aș vrea să puneți în inimă acest dicton, mai mult timp, repet, mai mult timp petrecut cu mai puțini oameni înseamnă mai mare impact în împărăție. Mai mult timp petrecut cu mai puțini oameni înseamnă un mai mare impact pentru împărăție. Aș vrea acum să împărtășesc în câteva gânduri, pornind de la această imagine a scopului conferinței întâlnirii noastre, să vă motivez la ceea ce spuneam la început, și anume, la capacitatea noastră de a alerga înainte, mai ales atunci când ne simțim epuizați și mai ales atunci când vremurile nu ne sunt prielnice. Capacitatea noastră de a mai face un pas atunci când nu este ușor și atunci când nu mai am resurse, nu mai văd resursele în mine. Și cred că toți am trecut prin asemenea situații. Mai pe românește spus, atunci când ne vine să dăm cu toate de pământ. Ce facem atunci? De unde să găsim perseverența de a continua? Vedeți, perseverența nu este încăpățânarea oarbă de a continua atunci când mi s-a terminat pista de alergare, când stadionul e gol și se sting luminile. Nu asta e perseverență, aia e încăpățânare. Perseverență înseamnă să alerg până când am trecut linia de sosire și chiar dacă mai văd ceva înainte, știu că nu mi-e treaba mea să alerg încolo. Perseverență înseamnă să-mi cunosc bine segmentul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru alergarea mea. Vedeți, aș lua exemplul poporului ieșit din Egipt, grupului de oameni, pentru că încă nu era o națiune. Dumnezeu a intenționat să-și creeze o națiune și a scos un grup de oameni de o anumită etnie, dar erau evrei, din Egipt, ca să-și formeze o națiune. Și mulți comentatori spun că au fost vreo 2 milioane, peste 2 milioane, alții spun că au fost mai puțini, este o adevărată dezbatere câți au ieșit din Egipt, nu este problema noastră acum. Important pentru noi este, de ce oare din toți cei care au ieșit din Egipt,
având vârsta peste 20 de ani, au intrat doar 2 în țara promisă. Unde s-a greșit? De ce n-au alergat toți înainte? Unde s-au oprit? Ce i-a oprit în pustie? Pot să fie câteva posibilități. Probabil că unii și-au pierdut viziunea, adică n-au mai văzut destinația. Alții n-au avut disciplina să meargă până la capăt. Repet, unii n-au mai văzut destinația, alții n-au avut disciplina să continue până la capăt, iar altora le-a fost distrasă atenția și îndreptată spre alte scopuri mărunte. Și aceasta ne oprește, ne paralizează și ne lasă să ne învârtim fără să ajungem la destinație. Și atunci întrebarea este cum să alergăm înainte pentru a atinge scopurile lui Dumnezeu în viața noastră? Iată câteva răspunsuri. Primul dintre ele. Cunoașteți destinația. Cunoașteți destinația. Imaginați-vă că vă apropiați de un șantier în lucru și Clujul e plin de șantieri acum și vedeți tot felul de muncitori, de lucrători în jurul unui obiectiv, fiecare lucrează altceva, unul cară, unul mută, unul pune și vă duceți pe rând la oamenii aceștia și întrebați ce faceți voi aici. Și n-ar putea să vă răspundă. Adevărul este că dacă mergem la un șantier și îl întrebăm pe un muncitor care face ceva, ce face aici? El face, construim o școală, da? Altul face altceva și te duci la el și întrebi, tu ce faci aici? O școală. Te duci la altcineva, tu ce faci aici? O școală. Toți fac lucruri diferite și totuși fac un singur lucru, construiesc o școală. Ce înseamnă lucrul acesta? Că indiferent ce ne-a încredințat Dumnezeu să facem, dacă vrem să avem tăria să mergem până la capăt și să nu ne oprim, trebuie să ne cunoaștem destinația. Pentru că, sunteți cu mine, dragi lideri, acum? Pentru că liderii nu trebuie să scape din vedere că nu călătoresc de unii siguri. Nu călătoresc de unii singuri. Știți ce se întâmplă cu liderii care vor să călătorească de unii singuri? Nu mai construiesc la aceeași împărăție la care construiesc toți ceilalți lideri, ci liderul care călătorește de unul singur își construiește propria lui împărăție. Doar când lucrăm împreună, lucrăm la aceeași împărăție. Când ne separăm și lucrăm fiecare bucățica noastră, vom începe să facem așa, să ne jucăm de împărăția și fiecare ne facem bucățele de împărăție, cât mai schimonosite, mai personale. Abia când pricepem că indiferent care este lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, lucrez împreună cu toți ceilalți, voi zidi la aceeași împărăție. Ce înseamnă să ne cunoaștem destinația? Înseamnă să acceptăm că Dumnezeu ne dă destinația, dar nu întotdeauna ne arată tot procesul. Vă dau câteva exemple. Domnul vine la Avram și zice, Avrame, ieși din casa tatălui tău, îți dau o țară. Dăm GPS-ul, da? Dăm traiectoria. Ți-l dau numai din când în când, ca să înveți să rămâi dependent de mine. Aceasta este credincioșia și chiar dacă ne cunoaștem destinația, încrederea noastră în Dumnezeu vine din faptul că și dacă nu știu pașii de la 100 la 200, Dumnezeu mi-a descoperit pașii de la 0 la 100. Dumnezeu nu-mi va da niciodată pașii de la 100 la 200 cât timp eu nu-i fac pe primii pe care mi-a descoperit. Și mulți strigă către Domnul, Doamne, de ce nu-mi descoperi? Cum? Încotro să apuc? Fii credincios, în primul rând, în ce ți-a descoperit acum. Când vom termina traseul, la cât ne-a descoperit, până la primul orizont, ne va da Dumnezeu următor orizont și următor orizont, pentru că noi nu trebuie să fim credincioși în viitorul pe care Dumnezeu ni l-a descoperit, ci în prezentul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Așa că să pășim cu credincioșie în cât ne-a descoperit Dumnezeu
acum. M-a pus Dumnezeu în școală acum, în școală trag. Nu știu ce îmi va arăta și îmi va descoperi în viitor. M-a pus Dumnezeu lider la tineret, lider la tineret. Asta fac până când Dumnezeu îmi va deschide următoarea perspectivă. De aceea aceasta ne dă libertate, liniște în ce avem de făcut. Noi tot timpul ne gândim la ceva ce încă n-am primit. Haideți să rămânem credincioși. Gândiți-vă la Iosif. I-a dat visele, dar nu i-a spus traseul. Nu i-a spus că visul ăsta trece printr-o groapă unde trebuia să fie omorât, prin casa lui Potifar, prin închisoare. Dacă i-ar fi spus Dumnezeu traseul lui Iosif de la început, la imaturitatea pe care o avea, credeți că ar fi acceptat visele lui Dumnezeu? Niciodată. Niciodată. Lui Moise la fel. Lui David la fel. Cât de fain e să te cheme, nu? Prorocul David, hai de la oi că este, îi sară de rugăciune la acasă. Ui, ce bine, mânc și eu cu familia. David, el este, tu ești următorul împărat. Ce chestie faină. Și n-a știut traseul până când să devină împărat. Dar și sunt multe alte exemple. Al doilea lucru legat de să ne cunoaștem destinația, Dumnezeu este mai interesat de persoana noastră decât de realizările noastre. No, dragii mei, eu cred că ăsta trebuie să fie un punct foarte a întâlnirii noastre din seara asta. Noi când ne gândim la propria noastră persoană sau când evaluăm un coleg sau o persoană cunoscută, de obicei sărim repede la realizări. Când ne gândim la un frate, imediat imaginea noastră despre celălalt este ceea ce face el. Da? Ăsta care? Cel care? Dumnezeu ne vede altfel. Dumnezeu este mai interesat de persoana noastră decât de realizările noastre. De ce? Pentru că cine suntem este mai important decât ce facem. O relație cu Dumnezeu putem să avem și dacă Dumnezeu nu ne dă nimic semnificativ să facem. Nu-i așa? Oare de ce vedem mai puțin spiritual pe oamenii care au primit mai puține responsabilități? Spiritualitatea noastră nu vine din activismul nostru, ci spiritualitatea noastră vine din adâncimea și profunzimea relației noastre cu Dumnezeu. Pentru că scopul principal al vieții noastre nu sunt realizările profesionale și nici de slujire. Auci. Am spus auci pentru că s-ar putea să mă doară pe mine aici. Ci scopul principal al vieții noastre, indiferent care este chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, indiferent care este poziția în care suntem noi în momentul acesta, scopul principal al vieții noastre este transformarea după chipul lui Hristos. Punct. Transformarea după chipul lui Hristos. Când pierdem din vedere această realitate, știți ce facem? Ne umplem viața de activități foarte spirituale, foarte religioase, foarte benefice și sacrificiale. Ne umplem viața de prea multe activități când scăpăm din vedere că scopul lui Dumnezeu cu viața noastră este transformarea după chipul lui Hristos. Dacă Pavel a zis în Filipeni 3:10-14, și de aici am fost inspirat și în titlul mesajului, iată care a fost scopul vieții lui: să plec din Antiohia, să atac Creta, apoi să mă duc în Galatia, să trec în Macedonia, să cobor prin Atena în Corint, să trec în Efes. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg
înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și să nu uităm că scopul individual, dacă acesta este scopul, scopul individual se va extinde și asupra altora. Un scop individual corect se va răsfrânge și asupra altora, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci a murit și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5, 14 și 15. Deci primul lucru, cunoașteți destinația. Doilea lucru, cunoașteți obstacolele. Cunoaște obstacolele. Ca să alergi înainte, trebuie să cunoști obstacolele. Spunea cineva, autodisciplina în particular precede eficiența în public. Autodisciplina în particular precede eficiența în public. Sunt multe obstacole care ar putea să fie în alergarea noastră înainte. Am să aduc câteva, trei mai neuzuale sau care nu sunt pomenite atât de mult. Prima dintre ele este victimizarea. Victimizarea. Uneori ne oprim să alergăm înainte pentru că ne victimizăm. Ne victimizăm când considerăm că progresul nostru depinde de factori, tot felul de factori obiectivi pe care nu-i putem influența sau schimba. Circumstanțe neprielnice, lipsuri materiale, împotrivitori, descurajare, oboseală, pierderea viziunii, alegeri și orice altceva. Dragii mei, prea des am văzut oameni care s-au oprit și când s-au oprit au luat o atitudine de victime și au început să pună vina pe alții, să caute explicații. Tot universul și toate stelele s-au aliniat împotriva lor. A doua piedică, dependența de poziție. Putem observa acest principiu atunci când Dumnezeu a chemat pe israeliți să cucerească Canaanul. Deși ei au primit chemarea și Domnul le-a spus, mergeți în Canaan, cuceriți țara, găsim unul dintre cele mai ciudate versete. Exod 23:30. Ci le voi izgoni, vorbind despre popoarele din țară, zice așa, ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Este un principiu al lui Dumnezeu aici, și anume că Dumnezeu știe timpul potrivit când putem să fim în locul cel mai potrivit pentru ființa noastră. Vorbesc deseori cu studenții de la institut și le spun că cel mai periculos timp, cel mai periculos moment în formarea lor este imediat după ce termină studiile. Pentru că merg acasă, își fac un selfie cu diploma, da? E ca și vasul din Ieremia care a fost modelat, a fost format, bună parte a fost ars, da? Alții sfripți, da? Unii sunt arși, ba decorați. Da? Și acum imaginați-vă acel magazin, da? Cu vase și îl ia olarul și îl pune pe raft. Și să te uiți la tine, să faci poză, ai stat acolo 4 ani, ai studiat, ai trecut prin cursuri, ai dat examene și acum stai pe raft și aștepți să vină cineva să se uite așa în magazin și să zică, îl cumpăr pe ăsta. Am prea multe exemple de vase, de asemenea vase, care n-au mai avut răbdare să stea pe tijghea și au început să se scuture ca să atragă atenția până au picat și s-a ales praful de ele. Și știți că din multe puncte de vedere, vasele care au fost arse și decorate și puse la expoziție nu mai pot să fie recondiționate.
din multe puncte de vedere. Nu din toate. Oricum se va vedea undeva o urmă de lipici în istoria acelui vas. O altă piedică, un alt obstacol în calea alergării noastre înainte poate să fie activismul despre care deja am pomenit. Și în final, deci, cunoașteți destinația, cunoașteți obstacolele și în final, cunoaște principiile înaintării. Care sunt principiile care trebuie să ne urmărească ca să putem să înaintăm în slujire? Primul, ține ochii pe adevărata viziune. Atunci când am o viziune clară asupra vieții mele și o urmăresc, desigur, la un moment dat s-ar putea să intre în competiție viziunea mea personală cu viziunea bisericii. Sunt niște principii de leadership, nu este timpul acum să le vorbim. Întotdeauna viziunea individuală se va subordona viziunii corporative sau viziunii bisericii ca să se adapteze acesteia, dar ține ochii pe adevărata viziune. Aceasta ne va ține prioritățile clar stabilite în viața noastră. Hai să vă dau un exemplu, că e mai simplu decât să facem atâtea caz de termeni abstracți. Am discutat nu de mult cu un student care așa se târa cumva mai să piardă câteva examene, mai să piardă anul și a venit timpul sesiunii și îl văd pe hol cu două genți. Și unde te duci? Zice, mi-am făcut rost de viză și mă duc la, cum îi zice la viza asta, working, nu știu ce, yeah, travel. Și cum să te duci la working travel? Că tu nu ți-ai dat examenele. Și știam că și are probleme pe examenele intermediare. Și cum să te duci la working travel și tu acum trebuie să intri în sesiune? Păi da, frate, dar știi că îmi trebuie bani pentru nu știu ce? În momentul acela mi-am dat seama că ăsta e un efect și cauza e una mai profundă. Că băiatul ăsta n-are conturată clar viziunea asupra vieții și nu-i sunt așezate solid prioritățile după care să-și urmeze traseul slujirii. Pentru că a ține ochii pe viziune și a înțelege bine care sunt prioritățile îmi stabilește ce este valoros și ce nu este valoros în viață. Nu-i confortabil întotdeauna să renunț la ceva ce este foarte atractiv și nu voi putea face asta decât dacă nu văd ceva mai departe decât văd imediat. Ce înseamnă jertfă? Suntem chemați, nu? Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie. Suntem chemați să ne aducem și noi jertfe acum. Jertfă, ca închinare, nu înseamnă altceva decât să renunț la ceva foarte valoros pentru mine, fiind convins că voi dobândi ceva și mai valoros decât am jertfit. Asta e jertfă. Să renunț la ceva foarte valoros, fiind convins că voi dobândi ceva și mai valoros. S-a dus omul, a vândut tot ce a avut, a cumpărat țarina. De ce a cumpărat țarina? Știind că în țarină este ceva și mai valoros decât a plătit el pentru țarină. Asta înseamnă să ai ochii ațintiți pe viziune. Despre Moise se spune în Evrei că a renunțat la toate valorile, era în mână, le vedea. A dat pasărea din mână pe cea de pe gard, că în relația cu Dumnezeu nu-i după proverbul românesc. Și zice, a renunțat la toate acestea, la toate privilegiile, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătiri. Mă doare inima gândindu-mă la o experiență pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani. Am pus ochii în biserică, îl păstoream în kitchen, am pus ochii pe un băiat excepțional. Avea chemare, avea dar, începea să se pregătească. Mă gândeam ca la un următor păstor al bisericii. Și m-am dus, avea vreo 17 ani, l-am aruncat în foc. De la 17 ani a început să predice în biserică. Și m-am dus, era singurul băiat a unei familii așezate, înstărite, oameni intelectuali, erau profesori în Kitchener, părinții lui. Și m-am dus și am zis, băi oamenilor, trebuie să avem o discuție despre băiatul nostru. Omul ăsta e cu chemare, omul ăsta are daruri, omul ăsta are potențial. Omul ăsta poate să fie un om al lui Dumnezeu. Lăsați-mă să-l direcționez, să-l trimit la o școală undeva, să se formeze bine.
Pentru că Dumnezeu are o chemare. Am ochiul format să văd cine poate și cine nu. S-a uitat la mine, mama a început să ezite, dar s-a uitat el la mine așa și a zis, eu nu voi fi de acord cu traseul acesta. A zis tată. Și am zis, de ce? Zice, aș suferi prea mult să-l știu pe fiul meu și sărac și bătaia de joc a tuturor pentru tot restul vieții. Că se pare că tata acestui băiat a învățat bine rugăciunea bisericii pentru păstori. Știți rugăciunea bisericii pentru păstori, nu? Doamne, ține-l sănătos, că săracă-l ținem noi, nu? Ține ochii pe adevărata viziune. 2. Fii ancorat în realitate. Am mai vorbit despre lucrul acesta. Există o realitate obiectivă pe care nu o schimbăm, dar la care trebuie să avem răspunsuri. Nu cumva vi se pare că biserica de astăzi este într-o criză de răspunsuri? Și de aceea noi tot timpul încercăm să mutăm timpul înapoi, pentru că acolo suntem confortabili, că a fost un timp în care am avut răspunsuri și astăzi nu le mai avem. Vă dau doar un exemplu și iertați-mi curajul. Cât suntem de pregătiți să facem față la Metaverse Church? La biserica în virtual. Păi deja funcționează biserici. Deja sunt mega biserici în care atunci când te faci membru, primești un kit. Dar înainte, țineți minte, pe vremea Ceaușescu, când te angajai, îți dădea o gentuță verde în care aveai o mască, nu știu, ce mai era? Lantern, nu știu, era ceva. Niște biscuiți de aia care nu se strigau vreo 3 ani. Acum te faci membru, te duci și îți dă kitul ăsta. Îți dă ochelarii ăia, da? Mari, așa, și ceva, nu? Îți dă și de internet, ai internet bun. Și stau, bine mersi, pe fotoliu acasă, cafeaua, și ei sunt la biserică, virtuală. Efectiv, sunt 3D acolo. Se simt ca în biserică. Nu mai există nicio interacțiune. Nu mai există o mișcare, o deplasare. Totul este în virtual. Știți că în câțiva ani, o mare parte din planetă nu va mai trăi viața reală fizic, ci în lumea virtuală? Se vor căsători în lumea virtuală, vor, nu știu, vor merge la serviciu, serviciile vor fi de o asemenea natură. Nu trebuie să ne speriem. Eu cred că Domnul ne va da răspunsurile. Dar cum ajunge acolo? Dar nu numai realitate obiectivă. Ce zice să fim ancorați în realitatea subiectivă? Că asta ne interesează mai mult. Ce înseamnă asta? Dacă vrem să alergăm înainte, noi trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Sunteți cu mine puțin? Când am avut ultima dată curajul să fim onești cu noi, să ne uităm bine într-o oglindă spirituală și să ne vedem așa cum suntem? Și să ne analizăm bine motivațiile pentru care facem ceea ce facem? Să ne analizăm bine vulnerabilitățile, uitându-ne la eșecurile trecute, să vedem care sunt punctele slabe, punctele tari, care ne sunt relațiile. Când ne-am analizat ultima dată într-un mod serios, să ne cunoaștem realitatea subiectivă noastră. Tot timpul punem vina, comitetul, tinerii ăștia, domnule, tinerii ăștia. Tot timpul e cineva. Ce-ar fi să ne confruntăm realitatea subiectivă pe noi înșine? Să nu avem vai numai în dreptul altora. Să vedeți că găsim câteva vaiuri și în dreptul nostru. Apoi, învață să alegi. Învață să decizi, să ai discernământ. Avem exemplul lui David, care era să fie linșat la un moment dat de ceata de haiduci cu care își făcea el dreptate când le-au fost luate soțiile și copiii. Țineți minte,
Atunci a luat o decizie și spune în 1 Samuel 30:6, David a fost în mare strâmtorare căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflete, fiindcă din pricina, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Asta e tot. Și în final, fugi de complacere sau de automulțumire. Fugi de automulțumire. Vai de oamenii, vai de slujitorii, vai de liderii care s-au oprit în a crește. Și nu doar o creștere intelectuală, dar chiar și așa. Care este planul de citire, de hrană din Scripturi? Nu credeți dumneavoastră că trăim sub un mare risc să citim Scripturile doar să ne facem predici? Sau tot timpul când citim Scriptura, uită-mă ce idee bună ar fi asta pentru o predică, nu? Asta înseamnă că eu privesc Scriptura detașat. Sau care este planul de citire a unor cărți? Bun, acesta este planul, să zic, intelectual. Dar planul formativ al relației, al timpului cu Dumnezeu, suntem prea prinși. Fraților, trebuie să vă mărturisesc și să mă pocăiesc înaintea dumneavoastră că n-am fost pregătit pentru întoarcerea în România. Acum vă vorbește un om care a ieșuat în ultimele luni la acest capitol și care s-a lăsat prins de activism. Și mă găsesc deseori în postura în care părtășia mea cu Dumnezeu are loc în mașină. Zile la rând. Și nu e ok. Și nu e bine. Și ne mulțumim spunând că facem și asta, facem și asta și facem și asta. Și uităm că Dumnezeu ne vrea pe noi, nu ceea ce facem noi. Și eu cred că de aici trebuie să începem, să pricepem că Dumnezeu ne așteaptă pe noi. Și dacă vrem să alergăm înainte și să nu ne oprim, mecanismul acesta nu va merge împins de calendarul aglomerat. Nu asta ne va duce înainte, ci ne va duce momentele de intimitate cu Hristos prin Duhul Sfânt, momentele de părtășie cu El, de vorbire cu El, de zdrobire a ființei înaintea Lui, de pocăință înaintea Lui Dumnezeu, de plinătatea Duhului, de plinătate cu cuvântul, de părtășie cu frații, de parteneriat cu liderii, de călătorie împreună cu mulți. Asta ne va ajuta să mergem înainte. În 2 Samuel, în capitolul 28, versetul 8-12, poate cântăm ceva, este un pasaj dramatic. 2 Samuel, capitolul 28, ne prezintă sfârșitul vieții lui David. Ne-am așteptat ca la sfârșitul vieții lui David, acest om mare, să ne vorbească despre câte lupte a avut și le-a biruit, câtă autoritate a avut, cât succes a avut, de cât respect s-a bucurat. Și să vorbească despre cât de multe lucruri a făcut el. Sunt două dimensiuni în acest pasaj. 2 Samuel, capitolul 28, 8-12. Pentru predicator, vedeți că ies niște predici bune de acolo. În prima parte vorbește, este o cântare adresată lui Dumnezeu. Și în a doua parte exprimă ceea ce cu adevărat a contat pentru el. Nu și-a mai amintit înainte de moarte de niciuna dintre bătălii, nici nu-l pomenește nici pe Goliat, nici, știu eu, ursul de la care a luat oaia, nu pomenește nimic din toată puterea lui. Știți ce pomenește? Trei oameni. Își dă seama ca și Pavel mai târziu, că oamenii sunt mai importanți decât proiectele.
A trăit o viață întreagă pentru proiecte. A vrut să mai aibă acel... Încununarea tuturor proiectelor era templu. L-a vindecat Domnul de asta. Nu trebuia să moară cu proiectele în cap. Și își aduce aminte de trei oameni. Primul om de care își aduce aminte este Tahemonitul. Asta înseamnă, tradus, era săgețică, cam așa se traduce, slăbuțul, da? Săgețica, cel pe care îl frângi ușor, cel căruia nimeni nu-i dă șansă. Și de la omul ăsta, David a învățat să nu se dea niciodată bătut. Să nu se dea niciodată bătut. Toți trei sunt mari viteji al lui David. Slăbuțul, de el învață, nu te da niciodată bătut. Al doilea om de care își aduce aminte David este Eleazar. Eleazar este omul luptelor lungi. Omul despre care se spune că atâta s-a bătut că i s-a lipit sabia de mână. Omul acesta și-a dat seama, este omul care își dă seama că nu poate face față singur, de unul singur, luptelor lungi. Așa cum nici noi nu vom putea. Eleazar, Domnul este ajutorul meu. Omul luptelor lungi. Maratonistul din biserică. Ăla care nu iese în evidență cu nimic, dar care e acolo. Nu-i sprinterul la 100 de metri care rupe gura târgului la cât de repede pleacă ca din pușcă și după 100 de metri gâfie de nu mai găsești pe nicăieri. Ci omul care și azi cu tine și peste un an lângă tine și peste 20 de ani lângă tine, pentru că este omul care excelează prin loialitate. Și al treilea om pe care îl pomenește David este Shama. Și de la omul ăsta învață a treia lecție. Niciodată nu te da bătut. Asta a învățat David de la vitejii lui. Niciodată nu te da bătut. Acesta a fost un fel de Gedeon care a stat într-un ogor cu linte și a zis, bă, mi-ați luat toate. Shama ar însemna, într-o traducere dură, așa, ruină. Omul care a experimentat multe eșecuri. Și la un moment dat o zis, bă, m-am săturat de eșecuri, gata. Mi-a mai rămas un singur ogor, uite, ăsta e ogor, atât mi-a mai rămas. Totul restul în viața mea e ruină. Dar este ceva. Și din acest loc mic, eu cred că se poate ridica din nou toată viața mea. Și stătea într-un ogor cu linte. Și a venit dușmanul și a zis, acum îl apăr, începe lupta. Și zice cuvântul Domnului, că a biruit. De oamenii aceștia își aduce aminte David, pentru că la sfârșitul alergării noastre nu vom număra nici câți membri am avut în biserică, nici la câte conferințe și evanghelizări am predicat, nici câte diplome am adunat. Poate ne vom aduce aminte de câțiva oameni cheie care au stat lângă noi și care ne-au dat lecția, niciodată nu te da bătut. Tu-ți alegi mediul în care stai. Nimeni nu te obligă să ții lângă tine oameni care te trag în jos. Stai și adună-ți oameni care îți spun, nu te opri, nu te da bătut, aleargă înainte.